Ai o echipă favorită? City. City. Da, City și cu Neapel. Dar cum City ai ajuns să ții? Sau City, City fiindcă mi-a plăcut Guardiola în perioada Barcelona. Tuturor, când corect, la Barcelona Iniesta, care este de fapt idolul meu sau jucătorul la care eu tânjesc, nu e nici Messi, nu e nici Romario, nici nimeni. Acest jucător Iniesta pentru mine a fost top de top. Atunci am văzut ce înseamnă într-adevăr fotbalul mare. Era acest antrenor pe unde a mers și a implementat strategia și planurile lui și la fiecare echipă a avut succes. Ne uitam ieri la meciul României cu Anglia în campionatul european din 2000, acel 3-2. Da. Pe banca de rezerve erau David Seaman, corect, cu o vârstă. Acolo îl dăm deoparte. Steve Gerrard, Robbie Fowler, Steve McManaman. Rezerve neutilizate. Da, rezerve. Rezerve neutilizate. Ok, aveau și o vârstă, vorbim de acum 21 de ani. Dar toți băieții aceștia erau rezerve neutilizate. Vreun român ar putea face față? Cinstit. Dacă nu știu, Coman, Tănase. Nu ar putea face față acum. Sunt acum destul de tineri, destul de cruzi, iar campionatul din Premier League este atât de intens. Și intens, hai să zicem, nu doar fizică, fizic se vor pune la punct, dar te consumă emoțional ceva incredibil. Dacă am citit o carte de-a lui Steven Gerrard, care a fost unul dintre magnificii fotbalului din lume și a avut momente de cădere cum n-am văzut, a trebuit să apeleze la psiholog să-și revină. Imaginează-ți cel care le are pe toate. Și consumul ăsta emoțional l-a dus... Dacă el. Da. Vorbim de el, că a fost unul dintre cei mai mari. Pușcaș, adică e ok în este ok în Championship, da, este ok, este un nivel destul de bun, să știi, nivel fizic este foarte intens. Dar odată dacă vor intra în Premier League, lucrurile se vor schimba. Dar și ce vreau să te întreb? De exemplu, jucătorul român când știe că va face pasul ăsta, nu în Premier League, undeva, nu poate să-și ia el atunci un psiholog sau ceva care să-l ajute? Adică e clar că e o diferență uriașă când pleci din România, nu contează de unde, că e București și faci pasul ăsta, nu? Adică te gândești, clar va fi o diferență. Da, familia, dacă nu este cu tine, cel puțin în primele 6 luni, te avem jucători acum plecați în Kazakhstan, e greu să iei acolo. Și ne-a povestit, de exemplu, Gabi Enache a spus, domnule, am luat o raznă în 6 luni. A venit și pandemia, n-am putut să ies din casă, stăteam într-o cameră de hotel. Da, eu... Aș spune tuturor celor care își permit să-și ia un psiholog pe partea asta să stea cu ei, fiindcă vor trece prin momente delicate. Una e fotbalul din România, una e fotbalul din străinătate. Lucrurile se schimbă acolo cu o repeziciune incredibilă. Ai rezultat, dai randament, nu dai randament. Lucrurile iau o turnură diferită. Nu e ca în România când te așteaptă să confirme vreo 10 ani de zile. Acolo, în prima jumătate de an, dacă n-ai confirmat, lucrurile pot să iau o turnură care nu îți va fi favorabilă. Atunci ai nevoie de cineva care să te ridice mereu și să te țină acolo sus. Ianis are puțină experiență, Ianis Hagi în Scoția, ar putea face față în partea asta, la altă? E diferență mare. Nu știu dacă Premier League, dar poate face în față, fiindcă este un jucător inteligent. Lăsăm la o parte calitățile lui native, tehnice, să poată lovi cu stângul, cu dreptul, o tehnică destul de bună, gândește fotbalul foarte repede și îl gândește eficient. Iar asta îi dă un mare atu pentru jucători de clasă. Inteligența asta în timpul jocului, știința jocului face diferența. Ne întoarcem un pic la tine. Panathinaikos se termină, te întorci în țară, nu? Nu. După Panathinaikos am fost la Utrecht. La Utrecht. Da, am fost în Olanda, fiindcă în perioada Panathinaikos cei de la AZ Alkmaar au vrut să mă cumpere. Nu m-au lăsat cei de la Panathinaikos, motivând că eu, unul din micul nostru magician, nu-l vindem decât pe nu știu cât. Stând 2 ani de zile acolo la Panathinaikos, nejucând, am încercat cu un fost jucător de la care a venit din Olanda, a jucat la Feyenoord. Aveam un impresar olandez, eu nu aveam un impresar. Imaginează, am lucrat cu Victor Becalicu și cu Giovanni, am întrerupt colaborarea. Nu mai aveam pe nimeni să mă ajute. Și jucătorul ăsta, discutând, domnule, ce se întâmplă cu tine? Ești foarte bun, ești foarte talentat, ai un impresar, ce se întâmplă? Nu am pe nimeni, hai să facem cumva. Mi-a dat un Hakim Slimani, un marocan, olandez, a venit la un antrenament, zice că ăsta fac bani. Hai să vedem ce facem. Și m-a dus la Utrecht, având foarte multe conexii acolo, având vreo 6-7 jucători. Când am ajuns acolo la Utrecht, nejucând aproape un an și jumătate, eram atât de în spate, de în urmă cu pregătirea fizică, n-am avut continuitate în jocuri, în antrenament. La primul antrenament îmi dădeau niște pase, dar așa jucau ei, dădeau pasatare pe om. Aveam impresia că sunt român, că au ceva cu mine. Și cu ciudă. Da, cu ciudă, că vor să mă scoată afară din echipă, nici n-am ajuns bine.
Dar ei așa se antrenau. Da, așa se antrenau. Iar Michel Vorm, care a și jucat în naționala Olandei la ultimul campionat care au fost, și a jucat și în Anglia, la, nu știu dacă la Tottenham, oare. Râdeau de mine în primele trei luni de zile. Se gândeau și discutau în vestiar acest jucător care m-a și băgat în echipa lui în primul 11, cei mai buni 11 a lui, care, cu care a jucat el. Și vorbim de Snyder, de Robben, de niște fotbaliști. M-a băgat în echipă acolo și a și zis, ce domnule, jucătorul ăsta e cel mai necunoscut, vă rog, intrat pe YouTube să vedeți, l-am avut coleg, este fantastic. Și el râdea de mine la început. Și după vreo trei luni de zile, când deja începeam să-mi confirm, m-au luat așa, ei aveau un botez, ne duceau la sushi, mâncam, după care ne băgau într-o cofetărie. Cofetărie cam ca aici, dar așa, mult mai închis. Un spațiu de-asta mare, închis, cu niște luminițe de-astea roșii, cum văd la cameră, și ne dă câte o prăjitură, nu știam ce se întâmplă. Și îți dădea un space cake, e cu un pic de halogenogen. Da. Și după vreo două, trei de alea m-au și filmat. Am început să râd într-una, dai seama, râdeam într-una, ei ziceau nu știu ce și... Tu ne știi nimic. Da, ei vorbeau în olandeză și eu râdeam că ca și cum îi înțeleg ce discută. Și a fost foarte amuzant. Și după vreo 3-4 luni, stând la o masă cu ei, zice, băi, uite ce vorbeam despre tine. Că hai să-ți spunem ce tot. Ce cu coptul ăsta de român care a venit și la cui pilă e și ce bani intră, pe unde intră. Cel care l-a accidentat pe Neșu, a fost accidentat Alieș Rut și la primul joc, ca să pot să-mi demonstrez și eu puțin, ne-am dat un joc cu o echipă de Liga 5-a. Atunci se gândeau dacă mă să-mi cumpere sau să nu mă cumpere. Și am jucat 20 de minute, mai mult nu puteam. Dar s-a întâmplat de la careu până în careu să-i driblez pe toți. S-a întâmplat, ați reținut, da? Păi a fost singura fază în tot jocul. Deci ai fost un pic de Maradona. Da, ceva așa pentru Liga 5-a. Și atunci Ali a zis că acest jucător va fi unul dintre cei mai buni din Eredivisie. Râdeau jucătorii, îți dai seama. Care nu poate să facă o preluare, da. După care trei luni de zile m-am pus la punct și am avut niște evoluții extraordinare. Am avut și două contracte pe masă, Ajax și PSV. Ha. PSV, care era Ibrahim ăsta, Afalai, care a fost la Barcelona. A făcut lobby pentru mine să ajung la PSV. Serios? Da, a zis că dacă vrei să câștigi campionatul celor de la Feyenoord, luați-l pe român. Și uite că înainte să ajung acolo am făcut o operație de pubalgie și m-a operat de hernie. Am făcut operație de hernie în Olanda, după o săptămână nu puteam să mă antrenez. Deja oamenii începeau să tragă mine, știi că aveau contractele pe masă și eu nu puteam să joc. Neputând să joc, m-am luat singur cu soția, doi de mână, cu mașina, ne-am dus la doctor Martens în Belgia. La faimosul doctor. La faimosul, da, la faimosul doctor. Și a zis, domnule, nu știu cine te-a operat, te-a operat greșit. Trebuie să te operezi de pubalgie. M-am operat de pubalgie, am stat o lună, mi se terminase contractul cu Utrecht, dar Utrecht, știind că au contractele pe masă, mi-a mai prelungit jumătate de an. Ca să nu cumva să te scape, să mă scape, da, să nu ia banii înapoi, da, oamenii și să mă ajute și pe mine să-mi... Corect. Aveam 27 de ani, eram destul de bătrân pentru fotbalul din Olanda, dar când îți dă la 27-28 de ani, înseamnă că apreciază oamenii calitatea ta de fotbalist. Acolo la 27 ești ca și cum ești la noi, la 35-36, trebuie să la revedere, da, vin copii. Și la primul meci cu PSV contra PSV, eu am mai stat încă o lună de zile și m-am antrenat singur, forță să revin. Eu am făcut o mică leziune pe gambă și am ieșit în minutul 17 cu PSV. Și a venit un nou patron și a zis, domnule, zice, e virtuozul din cristal, că așa a și rămas în Olanda. El a zis, ăsta e virtuozul din cristal și nu înțelegeam ce se întâmplă. Zice, e bun, e foarte bun, până când se accidentează foarte des și atunci, ca să vezi, când nu ai continuitate în prima parte a carierei, fluctuezi și ca formă și ca sănătate. Ce s-a întâmplat după aia, am ajuns la Bistrița, am dus la Vaslui. Da, dar care, la Vaslui care o perioadă care bună. La Vaslui, domnul Porumboiu nu avea nevoie, avea jucători foarte buni, dar îi plăceau mincicarii. Da. Domnule, eu îți dau banii ăștia, un salar foarte bun pentru România, hai de la mine, chiar dacă nu am nevoie, eu e plăcerea mea. Și uite că am ajuns la Vaslui și am avut continuitate 4 ani de zile, după care Steaua... Și ce echipă, și ce echipă, și ce jucători. Și ce jucători, da. Și ce ați jucat și prin fotbal, cupele, da, europene. Și uite că totuși nu am luat campionatul, asta e marele of al lui Neadi, dar mi-a revitalizat, mi-a reorganizat și viața și cariera. Serios? Da? Păi dacă nu mă lua atunci la Vaslui, ce făceam? Cum reușeam să revin și să redemonstrez că
totuși talentul ăsta, haide să nu se piardă și viața asta m-a ajutat. Atunci? Am tras tare atunci. Ai tras tare atunci. Deci am ajuns la momentul zero când... Da, adică... Deci perioada Panathinaikos Utrecht, un mare gol, ce se întâmplă? Nu puteam să mă mișc. Și stăteam cu soția, cum stau cu tine acum, și ea mă întreba, ce facem? Așa, e vorba lui Nea Țiții Dumitriu. Da. Și eu ne-am mirce, ce fac? Așa făceam și așa discutam și noi. Ce facem acum? Ai 27 de ani, pe talentul ăsta tău, nu vrei, o să ai copil mâine, poimine, nu vrei să știe copilul ăsta tău că ai făcut ceva, ai fost ceva în fotbalul ăsta. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!